Despre acest subiect discutăm cu doamna Simona Ruță, profesor universitar, șef al disciplinei de virusologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bună ziua, doamna profesor, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Și vă citesc acum dintr-o informație care a apărut recent de la un imunolog german care spune că varianta Omicron ar fi putut apărea prima dată la pacienții HIV în sensul că este un lucru posibil și probabil în contextul în care sunt persoane cu sisteme imunitare slăbite. Ce știți dumneavoastră despre acest lucru? Ce este frapant la această variantă Omicron este divergența față de celelalte tulpini pe care le-am văzut până acum. Este o tulpină, o variantă care a făcut un salt genomic extraordinar de mare și așa ceva nu se poate întâmpla dintr-o dată. Este ceva care semnalează o evoluție îndelungată, evoluție care s-ar fi putut produce într-adevăr la o persoană imunosupresată. Aceste persoane fac în general infecții de lungă durată cu eliminare prelungită de virus și cu o variabilitate foarte mare. Acum că a fost vorba de un pacient HIV pozitiv sau un alt fel de pacient imunosupresat, asta nu putem să știm. Sunt recent rapoarte care au arătat că există pacienți cu limfoame, cu cancere de sânge, care fac infecții ce pot să dureze până la 8 luni și în care se produce eliminare constantă sau discontinuă de virus și duce la o variabilitate foarte, foarte mare. Sau, la fel de bine, se poate să fi fost o variantă care să fi circulat într-o țară care nu face suficient de multă secvențiere genomică, o țară din Africa, nu Africa de Sud, pentru că acolo există multă secvențiere genomică, dar altă țară din Africa în care varianta să fi circulat sub radar, cum se spune, un timp îndelungat, până când să fi ajuns la nivelul acesta de mutații. Putem să spunem sau știm dacă în acest moment se transmite mult mai repede față de varianta Delta, de exemplu, are o transmisibilitate mai mare? E prea devreme să știm acest lucru. Ce știm însă este că a determinat o creștere abruptă a cazurilor într-o regiune din Africa de Sud care abia ieșise dintr-un val de Delta. Ori, după cum am văzut cu toții, aceste valuri sunt urmate de niște perioade de acalmie. Deci este neobișnuit să apară o astfel de creștere abruptă a cazurilor și e posibil să se datoreze unei transmisibilități mai înalte a variantei Omicron. Dar rămâne de văzut acest lucru. Deocamdată, tulpina Delta e campioană absolută la transmitere. În ultimele două luni, din peste 800.000 de secvențe genomice care au fost depuse în bazele de date internaționale, 99,9% erau Delta, ceea ce înseamnă că această variantă a reușit pur și simplu să disloce toate celelalte variantele circulante. Presupun că e prea devreme să știm și dacă sechelele provocate de infectarea cu această variantă Omicron sunt mult mai dure, mult mai mari față de Delta. Nu avem de unde să știm. În două săptămâni, să zicem, o să vedem dacă apar cazuri spitalizate mai grave cu această variantă. Deocamdată, cazurile care au fost identificate sunt în mare parte cu simptomatologie blândă. Și cazurile la persoane nevaccinate și cazurile la persoane vaccinate, multe dintre acestea din urmă au fost asimptomatice. Da, apropo că spuneți de persoanele vaccinate, exista inclusiv suspiciunea că anulează complet vaccinul varianta Omicron. E posibil acest lucru? Nu știm deocamdată dacă se întâmplă, dar e posibil vreodată la vreo mutație să se întâmple asta? Mă îndoiesc că este posibil să se anuleze complet eficacitatea vaccinurilor. E adevărat că această variantă are o serie de mutații care produc îngrijorare din punct de vedere al capacității de evadare de sub recunoaștere. Sistemului imun. E posibil să fie mai prost neutralizată și de imunitatea de după infecție și de imunitatea de după vaccinare, dar chiar dacă acest lucru se va întâmpla, există un răspuns imun celular care este activ și este puțin afectat de toate mutațiile care sunt prezente în variante. Deci, spuneți dumneavoastră, ca să concluzionăm, că în aproximativ două săptămâni vom ști exact care sunt efectele pe care Omicron le produce. În ceva timp vom vedea, într-adevăr, dacă într-adevăr este capabilă să înlocuiască varianta Delta sau să competiționeze pe picior de egalitate cu ea, dacă este capabilă să producă simptomatologie mai severă și să dea naștere unor cazuri
cu internare în spital și cu forme critice și o să știm probabil un pic mai repede dacă anticorpii produși de infecție sau produși de vaccinare sunt sau nu eficienți. Mulțumesc tare mult, doamna profesor Rutfer, pentru prezență, pentru informații.